O femeie de 50 de ani a ales să-și pună capăt zilelor, fiind mâlcinată de suferința pe care o purta pe umeri de o viață întreagă. Rămânând singură acasă, aceasta a profitat de absența familiei și s-a spânzurat de un pom din spatele casei. Cel care a găsit-o este băiatul fratelui ei. E o fată bolnavă, îi venea rău, cădea jos, avea boala copiilor. Ce-o fi îndemnat trecut de la gest? Cine știe, ei fură plecați toți de acasă? Nu știu nimic, chiar știu că era bolnavă. Avea epilepsie, bolnavă, de mult, de la, cred că de la naștere. E destul de greu. O moarte, cum să nu? A dus până la vârsta asta. E de mult bolnavă, ea singură. Bine, cu părinții, da? Cu singura acasă, numai cu un nepot, cred. Rău când vine mama. Aia este. Era muncitoare? Era. Deși a fost solicitată ambulanța la fața locului, nu s-a mai putut face nimic pentru femeie. Aceasta decedase deja. Am fost solicitat să intervenim la o femeie în vârstă de 50 de ani din localitatea Dărvari la un deces prin spânzurare. La locul solicitării femeia a fost găsită decedată cu lividități cadaverice, leziuni incompatibile cu viața. Femeia suferea de epilepsie. Ultimul caz de suicid din Mehedinți a fost acela al profesorului, care a ales să-și pună capăt zilelor chiar în incinta sălii de sport, unde profesa.